Capitole de credință. El e. Savi Sieng iubea viața la fermă și visea să fie fericită cu familia ei, în satul ei liniștit din Cambodgia. Apoi o criză majoră s-a abătut asupra lor. Într-o zi, soțul ei s-a îmbolnăvit grav. Nu mult după aceea, a decedat. El a rămas cu fiul ei, micuțul Som Tim, cu multe facturi de plătit și cu speranțe spulberate. Deoarece văzuse ce se întâmpla cu celelalte văduve din sat, știa că viața ei avea să fie foarte dificilă. S-a simțit norocoasă pentru că părinții i-au permis să locuiască împreună cu ei în coliba lor din bambus și stuf. Nu mult după aceea, când ea s-a îmbolnăvit grav, părinții ei au chemat vraciul să-și facă ritualurile. Apoi au dus-o la o clinică, dar nici acolo nu au știut cu ce să o ajute. Pe parcurs și-a pierdut auzul, văzul și capacitatea de a vorbi. Savi de-abia mai putea să mănânce. Tot ce le mai rămânea de făcut era să cumpere un coșciuc și să aștepte să moară. Într-o după-amiază, un credincios adventist de ziua a șaptea pe nume Namnor a simțit îndemnul Duhului Sfânt să meargă din ușă în ușă și să mărturisească despre credința sa în Isus. S-a oprit la casa părinților lui Savi și a întrebat dacă este cineva care are nevoie de ajutor sau de rugăciune. Deși familia lui Savi era budistă, în disperarea lor l-au invitat pe Nam să vadă pe Savi. Nam a spus: slujesc pentru Dumnezeul a toate creator în această lume. El a trimis pe Fiul Său, Isus, în lumea noastră și El are puterea de a vindeca. El a vindecat pe mulți când se afla pe pământ și El te poate vindeca și salva și pe tine, dacă ai credință. Savi asculta în tăcere. Energicul și prietenosul creștin revenea adesea și se ruga pentru ea. Savi a început să se recupereze. I-a revenit pofta de mâncare, hrana a întărit-o. Încetul cu încetul i-a revenit și văzul, puterea de a vorbi și auzul. Nu mai era nevoie să lovească din greu cu un băț pe pământ pentru ca fiul ei să vină să-i dea ajutor. Într-o noapte, Savi a visat că satul lor era inundat și ea nu știa să nuate. Un om pe care nu l-a cunoscut i-a spus cu amabilitate: prinde-mă de mână. Următorul sabat, Nam a invitat-o la biserică. Când a văzut o pictură cu Isus pe peretele bisericii, Savi l-a recunoscut. El e omul pe care l-am văzut în visul meu. Ea a crezut că Isus dorea să o salveze din furtunile vieții și astfel a început să vină la biserică în mod regulat. Apoi, într-o zi, fiul ei, Som Tim, s-a îmbolnăvit grav. Personalul clinicii locale i-a spus că este nevoie să-l ducă la spitalul guvernamental din capitala Phnom Penh. Savi s-a rugat ca Dumnezeu să-i conducă pe doctori ca să-l vindece pe Som Tim, așa cum și ea fusese vindecată. A rămas șocată când i-a spus că fiul ei avea SIDA. A fost testată și ea și era de asemenea pozitivă. Aceasta era o veste tulburătoare pentru că știa că nu se va mai putea întoarce în satul ei, pentru că era o rușine pentru familie. Va fi considerată o proscrisă. A strigat către Dumnezeu: unde ne putem duce acum? Te avem doar pe tine, tată. La spital, niște mesageri ai Domnului au aranjat ca Savi să-l întâlnească pe unul dintre refugiații sprijiniți de cei care finanțează organizația ASAP. S-a deschis o posibilitate pentru ea și pentru fiul ei. Ea este plină de recunoștință pentru că l-a cunoscut pe Iisus Hristos și pentru că a găsit un loc sigur pe care îl poate numi acasă. De nenumărate ori, povestește cum Dumnezeu aude și răspunde la rugăciunile ei. Rugăciunea pentru bolnavi și pentru săraci. Bunule Dumnezeu, deși Tu ții galaxiile pe orbită, totuși ai timp și pentru cei bolnavi și pentru văduve. Ajută pe Savi împreună cu mulți alții, în aceeași situație din întreaga lume, să se încreadă în Tine în toate amănuntele vieților. Ajută-mă și pe mine să mă încred în Tine. Amin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!